De la 1 la 3, iar tu, Ela, cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a Corinei. Da, văd. Da, este ea. Și avem și acord. O văd îmbrăcată total în negru, are ca un fel de mantie pe ea. E o femeie mai în vârstă aici unde o am găsit-o. Aici are 76 de ani. Și 56. E un moment prin care a trecut de două ori în această viață în care i-a murit un copil. Și când avea 56 de ani și când avea 76 de ani. Câte un copil, da? Da, câte un copil. Aici a avut 5 copii în total. 5 copii. Unde se întâmpla el? Mie mi-e pare ca și zona Maroc. Și ca și perioadă anul 300. Era nostru. Da. Este foarte tristă, foarte supărată. Simte cum spune, s-au rupt bucăți din mine. Spune că aceste două sufletele care au murit au fost copiii ei, dar aveau bucată din sufletul ei și acum ea s-a întregit ca cu acele bucățele de suflet. Dar au murit copiii ei și asta pe ea o sfâșie de durere. Iar toate aceste emoții fac punți cu viața această actuală. Viață, da, în care văd că mai bine se retrage, să se retragă și din viața socială, dar și din viața copiilor, cumva. Când? Adică să se retragă? În viața actuală? Da, să nu se implice foarte mult ca să nu-i afecteze. Așa a simțit să facă. Așa simte ea să facă. Da. Ca să de nu ce? Mai aibă acele atașamente, ca să nu mai sufere ea atât și ca aceste emoții care o sfâșie, spune, nu vrea să o mai afecteze. Și atunci văd că începe o atitudine de a se retrage, de a nu se implica prea mult și de a respinge emoții, de a respinge afecțiuni, atașamente, ca să nu... Să nu se atașeze prea mult, deci ca să fie mai ușor emoțional. Ok. Ca să nu dezvolte emoții. Problema aceeași, este că... Aceeași problemă o văd și în relația cu soțul, da. Dar și cu alte persoane din jur.
în care preferă să fie mai distantă, mai rece, astfel încât să nu dezvolte prea multe emoții care să o afecteze. Da. Dar asta îi se pare a fi o soluție în sensul că dacă tot se află aici, acum, și a mai făcut și atâtea vieți de atunci până acum, câte ori fi fost, îi se pare o soluție să vii să stai, să vii în corp fizic și să nu ție, să nu manifesti capacitatea ta de creator, să nu-ți trăiești acele vieți, să stai retras, să-ți faci o carapace, să stai închis și atunci de ce mai vii? În felul acesta spune că își protejează emoțiile, câmpul, corpul emoțional și nu lasă să mai fie sfâșiată și atacată. Am înțeles. Adică se protejează, dar își amintește că a venit în acest plan fizic pentru prima dată tocmai ca să cunoască acest plan fizic, să trăiască în corp fizic, să-l cunoască, să simtă emoțiile, ca așa să cunoască acest plan, cum este conceput. Da, dar nu mai vrea acest lucru. Păi nu mai vrea acest lucru, dar să vedem de ce nu mai vrea acest lucru. Să vedem ce se întâmplă. Vrea să studiem, cum să zic, împreună, să facem o analiză de ce se întâmplă lucrurile astea în acest plan fizic. N-ar vrea să investigăm? Da, mai spune că emoțiile și atașamentele față de cei din jur o fac slabă. Și sunt mulți care profită pe urmă de aceste slăbiciuni ale ei și o fac vulnerabilă în fața. Dar vrea să vadă în primul rând nu ce... vrea să mai fie călcată în picioare emoțiile, sentimentele. Nu mai vrea să fie o persoană slabă. Okay. Vrea să fie puternică. Toți vrem să fim așa, da? Pentru că ne simțim așa cum spune mulți dintre noi, dar nu vrea să cunoască, să vedem cine profită în primul rând de emoțiile noastre. Poate aceste emoții și ceea ce simțim nu sunt neapărat ale noastre, ci sunt influențate și de către alții, în afară de oamenii fizici cu care intrăm în contact în viața în 3D. Să ne uităm din plan energetic. Interesant ce spui, da. Și că ar dori să vadă dacă este așa cum spui tu. În primul rând, hai să facem. Începem această călătorie. În primul rând, plecăm de la acea viață, când i-au plecat doi copii, care ne-a spus, dacă am înțeles eu bine, că acei doi copii care au plecat, doi băieți, da. Doi băieți și mari, înțeleg, la vârste mari, da? Aveau suflete, ca și suflete, bucăți din sufletul care ea este. Văd că în acea viață, în momentul în care i-a născut, aceștia au fost printre primii copii care i-a făcut, i-a avut și și-a dorit foarte mult, da, chiar primii doi copii. Și-a dorit foarte mult copii, să aibă copii și din ce înțeleg aici, a rămas greu însărcinată și a dat bucăți din sufletul ei prin rugăciuni ca să primească acești copii. Și cui se ruga acolo? Primii doi copii au aceste bucăți din sufletul ei. La cine se ruga? În cultura aceasta. În cultura aceea, da. Allah. Allah era acolo, da? Da. Dar Allah a venit după anul 300. Era noastră. A venit prin anul 500 s-a inventat religia asta. Da, știu, dar ca entitate este el. Ei se rugau unui alt zeu local, probabil, ce aveau atunci în cultură. Da, aici văd că nu știu cum să-i spunea, are o cultură străveche,
Păi asta, spuneam și eu, deci ei Îmi aveau... apare cultura maiașă ca și... Maiașă, în Da, Maroc. așa mi apare. O asemănare, O probabil, o fi, asemănare, da, da? Ca o și manifestări. ramură, Ca... O ramură. ramură. Ok. Bine. Deci s-a rugat, cui s-a rugat? Asta nu are importanță, pentru că noi o să ne uităm de, din punct de vedere energetic. Allah. Cum s-a rugat? Ce spune acolo? Allah, Adică ce tot vroia, Allah ce-i îmi spune? apare, deci lui Allah se rugau, dar ca și religie s-a înființat, probabil ca și religie oficială, a fost datată de prin 500. Cerea copil, cerea să Era un copil. fertilitate pântecului ei. Și știa că acel copil trebuie să aibă un suflet. Și ea spunea că dă parte din sufletul ei doar să aibă acel Copil să copil, vină. da. Bine. Uite, când spune lucrurile astea, când face această făgăduință, rugăciune, cum să o numim, să deschidă un, arată el, să deschidă un ecran și să vadă în plan energetic ce se, cine a venit, cine a facilitat asta, ce s-a întâmplat când a spus că își dă o bucată din suflet. Da, în momentul ăla apare în energetic, eu văd un dracu reptilian, dar ea vede o lumină ca un înger. Da. Ia formă de om înaripat, să zic așa, un înger. Și în momentul la bucățică din sufletul ei face string și merge către această entitate. Cât la sută? Cu bucatul de suflet, cu tot, 3. De 3% pleacă la entitate. Ce se Da. întâmplă mai apoi? Această entitate văd că începe în energetic să îndeplinească dorința, în sensul că aduce un alt suflet care îl fuzionează cu bucata ei de suflet. Alt suflet nefiind întreg, Da. înțeleg, tot o bucată. Da, tot o bucată. Da. Și îl pune în pântecul ei. Ok. Deci ea a înțeles. Adică chiar așa s-a întâmplat. O bucățica care i-a plecat, care i-a dat-o, într-adevăr era un copil, da? Da. La al doilea copil s-a întâmplat la fel, La fel, da. același proces, da? Da. Da. Bine, spune-i să... Ah, zi. La al doilea copil a dat o bucată mai mare de suflet, văd 8%. Deci la al doilea. Da, pentru că în rugăciune i-a vorbit și i-a spus că dacă dă bucată mai mare de suflet acum, va primi mai mulți copii. Și Și așa a făcut. a fost de acord cu o bucată mai mare de suflet și da, așa a făcut și a primit mai mulți copii pe urmă. Nu doar doi. Așa, da. Apoi, nu, bine, hai să vedem că ne uităm după aceea. Să blocheze scena când îi pleacă prima bucată de suflet. Și vine, a apărut acea lumină, înger, înaripat. Da. Și acum, hai să-i dăm o sferă de plină cu informații, Ela, tot ce știm noi, informație adevărată din conștiința adevărată. Da, îi facem o sferă de lumină pură în care punem toată informația pe care noi o avem și o dăm. Da, o asimilează. Hai să canalizăm sufletelul aici. Da. Număr de la 1 la 3 și lași sufletul să vorbească el la 1, 2, 3. Bună, sufletel! Bună. Eu sunt Eleonora, cea prin care tu te exprimi este Ela, colega mea de echipă, care facilitează acest dialog
Noi venim din viitorul tău, dintr-o viață viitoare, în care experimentezi ca și Corina. În această viață viitoare, Corina are anumite, să spunem, lucruri pe care nu le înțelege. De aceea ne-a apelat la noi ca și echipă să facem această investigație, să vedem ce se întâmplă. Ne-a adus sufletelul care este acum Corina, ne-a adus în această viață să investigăm lucrurile acestea care s-au întâmplat. Ești de acord? Vrei să investigăm împreună? Depinde ce. Și unde suntem aici, vezi? Am zis că a venit îngerul acela, tu te-ai rugat, îți doreai copii. Da. Am văzut ce s-a întâmplat, ai spus că dai o bucată din tine, nu mai să ai copii. Și s-a prezentat îngerul, da? Care a luat bucata aceasta de 3%. Da. Ok, că tu așa ai dorit. Ăsta este pactul pe care tu l-ai făcut. Da, dar am făcut o greșeală. Ai făcut o greșeală, dar stai să vedem mai departe, da? Uite, ai blocat scena? Da, am blocat-o. Acum vreau să dai comandă. În primul rând, tai legăturile cu îngerul acesta, ca să nu te mai poată influența și să investigăm obiectiv ce s-a întâmplat. Vrei să faci asta? Cum tai legăturile? Uite-ți din pieptul tău de aici, a, din da, scânteia care ești tu, scoți, da, ai și informații, ți-am dat, o fâșie, așa, faci o, ceva, un instrument, o sabie, cum vrei tu, și tai legăturile cu el și cu toate legăturile care aici le mai ai. Okay. Care pleacă de la tine către altceva. Da? Da. Bine, și spune-i, blochezi tot, tot ceea ce se afla dincolo de legături, inclusiv îngerul acesta. Ok, l-am blocat. Și acum îi spui îngerului să își arate forma lui adevărată. Da, s-a transformat. Așa. Și cum arată? O reptilă mare. O, cât de mare? Bipedă. Are 3 metri. Da. 3 metri și... E lumina? Verde, e verde. Unde e lumina aia? Nu mai are lumină. Mm-hmm. Are un fel de ceas pe mână în care s-a dus toată acea lumină, a absorbit mm-hmm. lumina. Acea imagine care eu vedeam s-a absorbit în ceasul lui. Deci era o hologramă. Și acest ceas, instrument, crea ceva hologramă pe mână, brățar. Da, 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 dar ceasul ăsta este un instrument, un aparat, cum vrem să-i spunem eteric, care i-a creat, îi genera acea hologramă cu care s-a prezentat ție, da? Da, imagine. Început. Bine. Acum, tu mi-ai spus... Nu mi-e frică de el. Ce frică? De ce să-ți fie frică? Pentru că ai văzut că este în sfera ta energetică. Ăsta se hrăna cu lumina și cu energia ta, pentru că el nu are, dacă îl vezi acum cum este. Și acesta ți-a insuflat în baza unor contracte sau contract pe care tu l-aveai, te-a determinat prin minciună să faci acest pact, să spui, întâi nu ți-a permis să ai copii, natural. Cum cultura în care partea ta fizică aici se află, prevedea și până acum, în viitor, prevede copii mulți, iar o femeie în acea cultură trebuia să fie fertilă, să aducă mulți copii. Pentru că zeii, acești reptile, le trebuiau multe suflete aduse în corpuri fizice pe care să le paraziteze și de la care să ia energie. Întreabă-l, este așa? Da.
Da, spune și este mai mult de atât. Spune că leagă sufletele. Exact. Unele de altele prin metoda asta. Sigur că da. Și creează m-a atașamente. Pe mine de aceste suflete. Și creează atașamente prin care prin care parazitează și mai mult sufletele, da? Da. Ok. A doua oară când ai cerut alt copil și ți-a cerut mai mult, 8% din suflet, e tot 8% această, toată bucata care ai dat-o a doua oară se află în al doilea copil? A făcut același proces? L-a fuzionat Da, cu altă l-a bucată? lipit de alt suflet și pe urmă acel suflet a venit copilul meu. Da, dar sunt cei 8% care tu i-ai cedat? Sunt toți în acest al doilea copil? Da. Ia întreabă-l de cât timp. Ceilalți copii care au venit după nu mai au Nu mai au, pentru că tu ai bucăți. promis că el ți-a cerut, dacă dai mai mult, că nu mai vor veni și alții, fără să mai dai, da? Da. Așa. Culmea că s-aș ținut de cuvânt. Știi ce aș vrea să-l întreb? De cât timp, când ai făcut primul contract cu el? Sau De specia lui? șapte vieți, îmi spun. Înainte cu 7 vieți, da? Da. Așa spune el. Da, așa spune el. O să Eu simt verificăm și că noi. E mai Ia să vechi. vedem. E mai vechi. E de 9 vieți. De 9 vieți. Foarte bine. Știi ce aș vrea să te uiți? Câte alte vieți în viitor le-ai mai făcut scrise de Sunt entitatea asta? legate de el, te referi. Da, sau de da. contractul cu el. În câte alte vieți ai mai venit? În scenarii scrise de el sau alții? Din acest moment în care mă aflu aici cu tine, în viitor mai sunt încă 10 vieți. Încă 10 vieți. A 10-a viață vii tu. Din viitorul meu. Aha, a 10-a viață. Da. În toate aceste vieți a repetat acest scenariu cu copiii care, pentru că în viața de unde venim noi, cu Corina, tu vrei să te ferești să mai simți aceste atașamente, vrei să te retragi din societate, din tot, tocmai pentru a te apăra. Deci s-a repetat acest scenariu? Încă de 3 ori s-a repetat. Încă de 3 ori. La începutul sesiunii mi-ai spus că acum ești întregită. Cum ai făcut de te-ai întregit? Am refuzat să-mi las bucățile de suflet în momentul în care copiii mei au murit înaintea mea și Da. toți au murit înaintea mea. Deci aici, în această viață, da. Ai făcut, da? Toți au Da. Murit înaintea ta, așa? Ei au avut și ei vieți la fel de dureroase? Da. Niciunul n-a fost fericit, da? Nu. Nu. Foarte bine. Și Și din cauza aceasta, când au murit aceștia doi, la care le-am dat bucată din mine, am simțit că sunt sfârșiată în o mie de bucăți. Pentru Și că erai tu acolo. acest lucru m-a durut foarte tare. Și am spus că nu mai vreau să simt așa ceva niciodată. Și așa ți-au venit bucățile înapoi. Da, le-am retras. Le-ai retras. Oricum, aici ai făcut bine, doar că... Și mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Bine. Și nu vreau să o mai repet. Ok, am înțeles. În primul rând, ca să rezolvăm ceva din probleme, trebuie ca tu aici, pe ăsta care l-ai blocat, să-i ceri să-ți aducă tot contractul. Nu el să-ți aducă, să ceri să-ți vină contractul, că el nu o să aducă bucăți sau așa cum. Să-ți vină tot contractul de la început, cu 9 vieți în urmă, de când l-ai semnat, să vină în fața ta contractul, cu puncte, sub puncte, copii, oglindiri,
tot ce ascuns, codificări, tot. Vine, dar știi ce formă are? E un bolovan mare. Ok. O piatră uriașă. Da. Vrei să ne uităm, Și a să început vedem? să râdă și a spus, distruge-o pe asta. De ce e o problemă să distrugem în energetic orice? Mi se pare că e o problemă? El spune că îmi va fi greu și vrea da. Să mă vadă cum fac asta. Aha. Imediat. În primul rând trebuie să vedem de ce l-a adus ca bolovan. De ce are forma asta? Întreabă. Ca să fie greu să-l distrug și ca să se distreze el puțin, spun. Ok. În primul rând că el stă blocat, da? De asta nu-l împiedică să râdă. Nu îl împiedică, că atâta știi, atâta faci. Știi ce aș vrea să ne uităm? Cum ai făcut primul contract nouă vieții în urmă? Ok, hai să ne uităm. Uite, eu număr de la 1 la 3 și tu accesezi această amintire, da? 1, 2, 3. Este foarte asemănătoare cu această experiență a mea. La fel văd că un scenariu similar în care un scenariu similar, dar de unde n-am ți putut venea? Să am copii. N-ai putut să ai copii. În primul rând ți-a determinat această cauză, da? Și apoi și aici văd că am avut un singur copil. Pentru care mi-am dat parte din suflet. Unde era aici? În ce Și aici cultură? mi-am dat o parte mai mare, aici am dat 27%. În ce cultură erai aici cu nouă vieți, înainte de unde vorbim noi? Aici văd că eram Maya. Maya, vezi? În Maya. Aici, în Maya, de unde ți-a venit ție ideea, ca om, ca femeie, să faci acest pact, să spui, vreau un copil, dacă îmi dai un copil, dau o bucată din mine. Era o practică a culturii respective printre femei, oameni? Mi-a apărut în vis. Da. Erau ritualuri de erau fertilitate ritual. Pe care da. Le făceam. Și pe urmă femeile rămâneau însărcinate. Și eu făceam astfel de ritualuri și n-am rămas niciodată. Și atunci, la un moment dat, am visat. Mi-a apărut în vis în care mi-a fost sugerată această metodă de a ceda parte din sufletul meu Și tu pentru te-ai un amintit copil. apoi ce ai făcut? Ai cerut în conștient sau în vis Da. aici s-a produs În pactul? vis am fost de acord și pe urmă, conștient, la următorul ritual, am repetat în gând că îmi dau acea bucată de suflet doar să vină copilul. Și pe urmă am rămas Acele însărcinată. ritualuri, în ce constau? De fertilitate care le făceați Erau acolo niște în cultura Maya. Dansuri, erau niște dansuri, erau niște gesturi, mai aveam niște substanțe lichide pe care le beam înainte. Erau ca un fel de băutură care ne amețea, care... Drog, să zicem, de unde venim acum, se Da, numește. ceva, da. Și cine se prezenta în energetic, dacă te uiți? Nu vedeam în energetic. Nu vedeați, dar acum Nu. tu poți să vezi, faci un alt ecran și să vezi cine se prezenta la acele ritualuri de fertilitate. Erau, da, văd acum. Erau de jur împrejurul nostru ca un cerc. Stătea un cerc și erau mai multe reptile din acestea. Și era un cerc tot. Erau și șerpi? Că în cultura Maya e șarpele. Da, E era.
În spatele lor este unul mare înaripat. Șarpe. Da. Sau dragon, ce-o fi. Dar ăștia divinizau un zeu șarpe. Da. Da? Bine. Da, mi-aduc aminte. Ok, și aici ai făcut primul contract, da? Cu ăsta. Da. Cheamă, deci închide. Ieșim de aici. Ești de acord să venim în viața din viitor, de unde venim? În viața Corinei? Ok. Bine, mor de la 1 la 3 și în viața Corinei. 1, 2, 3. Da. Foarte bine. Acum, fiindcă ai văzut, atât vreau să te mai întreb dacă cei din viața prima, de dinainte de prim, adică din viața cu 9 vieți, după prima înțelegere care ai făcut-o, când erai în Maroc, da? Să ne spui dacă din acei copii, doi care au murit și care au venit, soțul, oricine din, de acolo, membrii familiei, îi regăsim în familia Corinei de acum. Dacă găsim pe cineva. Dacă recunoști. Este fratele soțului din acea viață. Este da. Soțul meu de azi. Mm-hmm. De care eu am fost îndrăgostită, dar nu puteam fi împreună atunci. Mm-hmm. Pentru că m-a luat fratele lui. Mm-hmm. Și acum, în viața actuală, îți este soț, da? Da, și fetițele mele de astăzi, una dintre ele, cea mare, este al doilea copil pe care l-am avut. Care dă se 8% din suflet. Da, pentru care am dat 8%. Mm-hmm. Ok. Asta vreau să văd. Și vreau să mai înțelegi că aceste scenarii karmatice sunt făcute de entități, aceleași suflete sau aproape sau sunt rotite, sunt aduse în experiențele, diversele experiențe în care ne trimit la încarnare, da? Da, înțeleg. Da? Bine, și acum o să număr de la 1 la 3, iar tu mă lași cu ela să continuăm ce avem de făcut, da? Scap de povara asta. Da, asta facem. Și nu eu, noi te scăpăm, tu te scapi. Tu singură vei rezolva. De asta am făcut toată această investigație, ca tu să înțelegi și tot cum au stat lucrurile, iar tu faci acțiunile, da? Bine. Tu singură, pentru că tot timpul nimeni nu ne scapă de nimic. Dacă apelăm la alții, după cum ai văzut, te văd și te simt obosită. Dar dacă vezi, dacă apelăm la alții, ne dau cât nu putem duce. Nimeni nu ne scapă, pentru că ele n-au interes. Nu au lumină, nu au energie. Ele au interes să ne împovăreze și să ne dea cât nu putem duce. Da? Deci noi ne scăpăm atunci când înțelegem și conștientizăm. Da? Mi-au legat acest bolovan de mine și nu-l pot duce. Asta facem acum. Da? Un număr de la 1 la 3 și mă lași cu el la 1, 2, 3. Ela. Scoate afară orice rezi. Tot ce nu ți-a aparține. Da. Și spune-i să aducă păla. Adică hai să ne uităm acum dacă acest reptilian, această reptilă, este prezentă în sfera energetică. Da, este. Să taie legăturile și aici, încă o dată, și să vedem ce cade. Da, deci apare, scoate sabia de lumină pe care... cu care taie de jur împrejur, peste tot,
taie toate energiile, toate stringurile, toate legăturile cu oricine și orice. Ok, și cade cu această reptilă, este în câmpuri. Mai văd doi lucruri. Un arhon. Arhanghel, ca să înțeleagă oamenii cum le spun eu. Da. Și o mantidă. Bineînțeles. Ok. Acestea sunt. Îi blochează pe da, toți. Le pune la fiecare câte un clopot de lumină și îngheață. Acum cere să-i vină cu bolovanul ăla de contract. Da. Să vină aici și cu tot ce mai s-a mai adăugat, permisiuni ce a mai făcut până. Da, știi cum văd acest bolovan? Eu îl văd cum că toate emoțiile ei trăite de-a lungul vieților legate de acest contract, ea le-a scos cumva afară și le-a adunat în acest bolovan. Și câteodată o copleșeau toate odată. Da, în fiecare viață era pus în cârcă pe urmă acest bolovan creat de emoțiile din alte vieți pe care ea nu și le recunoștea sau și le reprima și nu încerca să le vindece sau să treacă peste ele, ci le aduna. Și acest bolovan sunt toate emoțiile ei, toate adunate de peste de peste vieți și în fiecare viață îl aduceau și îl puneau în cârcă. Și ea de-aia spunea că nu mai vrea și că nu mai poate. Da. Și își reprima, pentru că pur și simplu spunea că nu mai vrea să simtă, nu mai vrea să aibă emoții, nu mai vrea atașamente. Dar ca să nu mai facă altele. Ca da, dar nu să fie și mai mare. Da, dar nu rezolva cauza acestor emoții, adică contractul și suferința nu o vindeca. Rămânea cu rana, acea rană deschisă pe care o repetea la câteva vieți, aceste trăiri, acest scenariu. Păi ok, Ela. În primul rând acum să scoată toate emoțiile reprimate, de joasă frecvență, induse, autoinduse și să le bage în bolovan. Bolovanul contract. Da. Le scoate pe toate și le bagă. Ok. Ok, da. De asemenea, toate gândurile, toate ideile, emoțiile legate de amintirile, toate amintirile din fiecare viață le-a băgat acolo. Da. Ok. A crescut bolovanul? Da. Acum să-l dezghețe pe Tilică, da, și să-i pună bolovanul în cârc. Că e mare, e forțos și mai și râde. Da, l-a pus peste el. Îl lipește cu scoci așa, din spate și pe după gât pe aici, așa îl face, îl lipește. Ok, da. Și să-i spună să-l ducă. Să-i spună să-și ia startul, e la cursă, să alerge. Uite, 1, 2, 3. Îi dă drum. Da. Ce faci? Se chinuie că el să-l ducă, nu poate alerga cu el. Nu poate? Nu. Ia să-l întrebăm el. Hai să facem o mică... Să vorbim cu el. Ok. Tare. Protejat. Numărte la 1, la 3 și îl lași să vorbească. 1, 2, 3. Bună! Nu vreau să vorbesc cu tine. De ce? Ce-am făcut eu? Ce-ai făcut? Da. Știi ce ai făcut? Acum ai pus-o pe ea să facă. Ah, păi și înseamnă că am făcut eu? Tu i-ai spus. Ia, ce faci? Alergi? Duci bolovan? Nu pot. Nu poți? De cum să nu poți? Adică un suflet poate? De
Zeci de Da, el vieți să-l poate, e ducă? altceva. A, deci e altceva. Deci e altceva. Și are un suflet și poate, că poate, și tu nu poți. El are mai multă putere. Serios? Păi cine se dă mari și tari și mari și înalți? Taci, taci. Cine se dă prin energetic? În fața sufletelor? Potcovite? Lipsite? Știe. De conștiență? Cine șterge amintirile sufletelor prin energetic? Eu fac. Poftim? Eu fac. Cine o fac? Șterg amintiri. Șterg amintiri. Cine șterge amintiri? Eu. Care, așa, și cui șterge? Cine e vacă? Cine ce? Aia e o vacă, ai zis. Sau ce ai spus? Ai înțeles. Am înțeles greșit? Am spus să taci, să nu-i spui. Să nu-i spun. Și după ai zis că aia e o vacă. Ce ai zis? Că eu așa am înțeles. Nu. Ei pot, ei au putere să ducă astea în spate, eu nu pot. Dar ei nu trebuie să știe. Nu trebuie să știe. Câți? La câte suflete le-ai făcut bolovane de asta? La mulți. Da? Câți? Câte? Mii, zeci de mii. Serios? Da. Și tu ai avut unul mai de mult. Am avut și eu, bineînțeles. Auzi? Uite ce îi spun acum, sufletel. Dă informația aceasta la zecile de mii de suflete care cară bolovanii făcuți de ăsta. Dă-le informația și pune-i să-i aducă bolovanii. Fiecare suflet să-i aducă bolovanii și să-i pună în cârcă, ca și tine. Hai, să termină cu prostiile. Ia să vedem. Ce se nu te pot auzi toți. Îți aud. Bolovani! Bine, 1, 2, 3. Ești afară. De unde? Nu ieși? Nu mai vrei să ieși acum? Ia și papă, bolovani. Ela? Lasă-mă cu Ela. Da. Toate aceste suflete, le dăm informația, le trimitem în primul rând toată informația la toate sufletele cu bolovan legați. Sufletele Orinei. Ce? Ce distractiv e acum. Da? Ce face? Încearcă să se facă mic. Ah. Să se strecoare printre bolovan. Aha. Să-l blocheze oricum, blocat. Da, și toate sufletele îl blochează, din care i-au dus bolovanii, înghețat. Toate sufletele să le trimită sferă cu informații, le trimitem și noi, care se află în situația aceasta. Și toate sufletele să-și facă portalul direct cu sursa primordială a creației. Acel portal da. Permanent. Și să bage bolovanii pe portal. Fiecare bolovanul lui. Da, ok. Mulți fac asta. Da. Îi lăsăm. Celelalte okay. Sufletele au informația cum să se elibereze, să metabolizeze și fiecare să facă ce crede, da? Da. Suntem cu sufletul Corinei aici. Să își facă sfera aceea cu lumină din interior și să o expandeze dinăuntru, în afara ei și să dea comandă să iasă afară tot ceea ce nu-i aparține. Da, scoate afară prin această expandare a luminii pure din interiorul ei. O expandează și pe măsură ce ea crește, curăță și purifică peste tot toate resturile, rezidurile, emoțiile, gândurile, programele. Induse, autoinduse, tot ceea ce îi provoca rău, stări, emoții,
sentimente, absolut tot. Iese afară, se scurge, se curăță, se purifică cu rezidurile, cu urmele lor. Din corpul mental și emoțional s-au curățat. Scoate toate fricile de boală, de înălțime, de singurătate. Stai că mă uit acum. Toate de care a ni le-a zis, vorbi, să ți le zic. da. Ok, imediat aici. Frica de înălțime, frica de animale sălbatice. Da. Când se plimbă prin pădure. Frica de not în ape, în care ar putea fi monștri. Da. Acești monștri, unde a văzut Acestea el? De unde sunt veneai? Legături cu alte vieți în cu care, alte vieți. Da, în care a murit înecată, simțind că ceva o trage de picior. Și apoi vedea entitățile acelea, că, cum Da. arătau. Da. Și frica de mare, de lacuri. Da, și vedea monștri acvatici, monștri, așa i s-a părut ei. Așa a murit într-o viață necată și s-a părut că vede. Și de atunci a rămas cu acea frică, cu acea punte. Să scoată, să șteargă. Da, șterge cu buretele această amintire, o arde. Ok. Frica că nu va mai găsi pe altcineva, o persoană în această viață, din cauza că a avut o familie și are doi copii de crescut. Da, în acea viață în care ne-a dus, în care a murit copii, ea a rămas singură pe finalul vieții. Și are acea frică de singurătate, de a rămâne singură, de a nu mai avea pe nimeni. Se scoată și pe asta, și toate fricile din toate viețile care le-a trăit. De orice fel, da. De orice fel. Da, le scoate, le arde. Okay. Implanturi? Da, implanturi văd la cap, la gât, în piept, stomac, vesica biliară, ovare, uter și, pe ovare, și în ovare și în uter. Partea intimă. Infecțiile urinare? Da, și vesica urinară, dar pe partea intimă, pe vagin, da. Acolo văd ca un fel de dop și deasupra un fel de ceară, un fel de sigiliu, ceva. Scoate afară. Așa. Cine a pus sigiliul ăsta? Tot ăla? Da. Reptilosul? Reptilosul, dar cu ajutorul mantidei. Mantidei. Da. Care provoacă toate neplăcerile, da. Și infecțiile și dureri și infecții, da, care să ideea aceasta da, dar văd o anumită saturație de o energie care dă o anumită saturație și respingere. Deci nu simte în totalitate tot timpul nevoia și plăcerea. Și atunci pentru ea devine ceva ca un disconfort, să zic așa, nu neapărat care se provoace plăcere, ci mai degrabă un disconfort de care mai bine se lipsește. Da. Toate le scoate. Da, toate acestea ies afară, toate implanturile. Pe brațe văd așa, pe vene cumva, anumite firișoare care îi îngreunează sistemul circulator venos, pe picioare mai văd, pe partea dorsală, în spate la genunchi, deci pe vene, unde sunt vene, acolo văd. Unele sunt vizibile, altele sunt mult prea mici și văd ca și un fel de dopuri gelatinoase, translucide, prin vene. Cine a atacat asta? În piept, simt o apăsare. Scoate-o afară, tai legătura emoțională, Ela. Acum. Supărări, anxietăți,
nu știe cum să procedeze, nu știe ce să facă, cum să facă, indecizii, supărări, se închide în ea. Și da, astea le-am văzut de unde erau, trebuie să le scoată și să nu le mai permită. Trebuie în primul rând să le lasă să se scurgă, să meargă în fizic, în conștient, picioarele pe pământ, ca să facă împământări. Lasă să scurgă. Simt că inclusiv la cap circulația sângelui este îngreunată și simt presiune pe cap, pe urechi, parcă mi se înfundă urechile mie. Așa simt acum această presiune a sângelui, să zic așa, care circulă greu. Ea simte ca și cum ar fi într-o cutie în rezonant. Care în care se aude ea pe ea și nimeni nu o aude și pentru ea e greu să iasă din acea cutie și să se facă auzită și să scoată afară tot ceea ce circulă, tot ceea ce nu-i aparține și de pe circulație. Și acum ela cu lumină pură, din sursa primordială a creației, să infuzeze, să infuzeze toate structurile, structuri energetice, mental, corp emoțional, corp energetic și corp fizic, totul. Curăță, purifică, vindecă. Da, peste tot se luminează, arde toate aceste simțuri, toate aceste emoții, toate aceste afecțiuni în fizic din cauza acestor implanturi, toate implanturile cu toate efectele, toate rezidurile se arde, se disolvă. Ok, se descătușează. Foarte bine. Ne mai uităm pe puncte un pic. Era. Da. Zice că relația cu soțul s-a stricat, a mințit, a înșelat, nu vrea nici să se despartă și nici să fie bine, luând înainte de ceva timp hotărârea să se despartă. A intrat într-un confort din acesta conjugal, un confort în care ei de fapt sunt bine pe plan financiar, casă, masă și ca relație între ei s-a rupt, dar ca și colegi pe asta și spune cameră, că o vede ca pe o soră. Ei se înțeleg bine, ei nu mai au, văd că nu mai au remușcări unul față de altul, nu mai au resentimente, s-au obișnuit cu această rutină, cu această stare, confort, da, și confort pe care îl au, dar bineînțeles că fiecare își doresc și o și relație, viața. Da, viața amoroasă în care între ei doi s-a stins. Dar de aceea au rămas încă împreună și datorită stării de confortului, confort, da? Da, au un confort. Bine, în primul rând îi trimită sufletelului acesta să spună că îl iartă pentru ce a făcut în această viață, a mințit, a înșelat, așa, să-i trimită multă iubire, să își înțelege. Ea, văd că sufletelul înțelege, pentru că spune că pe undeva, parcă ea l-a împins, așa spune. Tot ceea bine, ce ea având ea le-a împins în ghilimele, pentru că era un scenariu scris, pentru că erau atâtea probleme, atâtea implanturi, evidențiile fiecăruia. Acest lucru este conștient și nu dă vina pe el că este vina lui, ci pur și simplu înțelege că acțiunea are și ea, a participat și ea ca parte fizică la aceasta. Da, și reprimindu-și toate acele emoții și gânduri, înțelege că pe undeva parcă ca și cum ea l-ar fi respins și atunci își asumă această parte de vină
să zic așa. Să-i spună că îl iartă, să-și ceară și ea iertare, dacă s-au mai întâlnit prin alte vieți. Să da, îl deslege. Se îmbrățișează. Ea spune că își cere iertare și îl iartă și că arde tot ce s-a și creat. Și îl desleagă de orice, orice au semnat, contracte, da, înțelegeri. Este, îl eliberează. Da? Da, da. Și așa rupe karma între ei doi. Da. Bine. Ok, da. Are scolioză, durere de spate. Când stă în picioare, vrea mereu să stea jos, durere de genunchi la efort. Am văzut la genunchi ce erau pe acolo, pe vene, prin spatele genunchilor. Alergie la ambrozii. Spatele văd că are legătură cu implantul care l-am văzut din piept. Eu am simțit în piept o apăsare foarte tare care radiază în spatele ei, deci de acolo. Și mai e și bolovanul care, da, dacă era vieți la rând. Exact, și de la implantul din piept are problemele și cu spatele. A scos toate implanturile, da, le-a ars, da? Da, alergii da. La ambrozie? Aceasta vine pe partea emoțională, neacceptarea ce spun cei din jur. Adică se închide în ea la ce nu-i convine. Da, și la părerile și ideile celorlalți. Mm. Nu. Nu a pleacă urechea, asta într-un fel e bine, dar nici la, cum să spun, cererea de ajutor a altora, deci nu se leagă, nu se leagă cu nevoile altora, cu foarte bine, problemele nevoile altora. Altora sunt ale altora. Noi dacă putem să dăm oarece informații, să facem ceva, este ok, da, dar, nu trebuie să luăm noi problemele altora. Da, dar ea face acest lucru blocându-și emoții și atunci da. Aceste... Nu, asta făcea înainte, acum nu mai face, a înțeles să nu-și mai blocheze emoțiile, da, ca să da, se... Dar aceste blocaje energetice provocau okay, am înțeles. Aceste alergii. Bine. Îmi vin greu cuvintele, am lapsusuri, mai ales când vorbesc de față cu mai multă lume. Memorez greu, nu pot reda o discuție pe care am avut-o, de exemplu. Greu să mă concentrez, nu mi-amintesc ce am făcut și când s-a întâmplat un eveniment. Mi se pare că nu sunt auzită și nimic din ce zic nu interesează prea mult pe ceilalți. Nu rețin nume de persoană. Asta venea... Da, asta e lux și... Da, asta care e... făceau asta, da, implantul la cap, rezonanța, da, efectul acela de rezonanță, care ai simțit, da, și tu, tot, da, ce am văzut, da? Da, nu și mai sunt. Acea senzație de cutie, de presiune pe cap, da. Mm-hmm. Deci toate acestea le-a scos afară și le-a ars. Da. Le-a dizolvat. Alunițe foarte multe pe burtă, după sarcini, rozacee pe față. În energetică, în fizic, na, putem să... În energetic, văd ce am văzut pe vene, pe aparatul circulator, acele implanturi micuțe, multe. Mai sunt, da? Da, le-a scos afară, le-a dizolvat. Infecțiile urinare am văzut, de la implanturi pe tot aparatul genital, pe aparatul, pe ce avea, pe vezica, da, urinară, toate alea. Da, le-am văzut, le-a scos, le-a ars. Menopauza la 38 de ani. Aici am văzut implantul și pe uter și pe ovare. Ovarele erau ca și cum ar fi îmbrăcate în ceva, deci blocate total. Iar efectul pe uter, acele dezechilibre hormonale care îi provoacă în fizic. Da, erau acele implanturi care... provocau aceste și care au produs și menopauza. Dar sunt legate și de inhibarea emoțiilor. Exact. Sunt legate și de programul de încarnare cu care a venit. Da. Și de acel care s-a repetat că nu putea să aibă copii și... Da, dar și blocarea emoțiilor. Ea blocarea și emoțiilor. Da. Exact. Sunt multe cauze, da? Da. Zice pielea uscată. Da, aceasta vine odată cu dezechilibru hormonal în urma menopauzei.
pentru că secrețiile în corp nu mai sunt aceleași, nu mai multe din rolurile organelor se diminuează și aici ar trebui să vorbească cu un medic să vadă cum poate să aducă un echilibru, da, da, să suplimenteze acest lucru. Am văzut și aceasta, din câte știu, este o reacție a femeilor care se usucă pielea, a femeilor care intră la menopauză. Menopauză. Deci este un dezechilibru hormonal, da, care apare în menopauză. Da. Ok, fumatul. Ar vrea să se lase, de aceea o să își pună un program antifumat, astfel încât de fiecare dată când fumează, vrea să fumeze, adică când fumează, o să simtă această stare de greață. Și repulsie, da? Față de miros, de fum, da? Să simtă acea repulsie și stare de greață instantanee, incontrolabilă pentru ea, care să o determine să renunțe la fumat și să aibă acea plăcere de a fuma. Deci acea plăcere dispare și se instalează această reacție incontrolabilă pentru ea, care îi va aduce repulsie și greață față de miros și de țigară. Bine. Ok, da. A pus acest program. Da. Nu suportă bluze pe gât. Am văzut că era implant la gât, da? Da. Avea la gât acest implant, l-a scos afară, l-a ars și își arde tot efectul, senzațiile, le arde, le dizolvă și pune lumină pură în loc. Da. Ok. Lipsa de bucurie, veselie, nu găsesc nimic să-mi placă, să fac orice activitate sportivă, o opresc brusc. Păi cum era să fac activitate sportivă dacă nu mai putea, gâfâia de la bolovanul cărat viață după viață, nu avea energie, nu putea. Plictiseală. Îmi este greu să plec de acasă, chiar dacă până la urmă mă distrez unde merg. Oboseala, chiar dacă am dormit mult. Da, toate acestea am văzut în energetic ce au fost și bolovanul și viețile și presiunea pe cap care am văzut-o. Și acestea sunt întreținute de lux, toate aceste stări de disconfort din orice. Lipsa de bucurie, de a se bucura. Cine o dau? Luxii, spun, da? Ce trebuie? Da, ia uite ce au făcut aia, dar tot timpul vorbesc în urechi. Ia, să încheme toate contractele cu toate animalele de aici. Da, cu fiecare vine toate, da? Da, cu fiecare au venit și cu mantida, le cântărește, le analizează pe toate. Ok, și acum le dă foc. Are portalul deschis, că l-am deschis, da, permanent cu subsacrumul pian. Se ia toate entitățile dacă vrea. Da, le și le bagă pe portal pe toate, absolut pe toate, da. Foarte bine. Ok, și acum îi spun să-și mai facă încă o dată acea bulă de lumină pură și de sus până jos fiecare celulă și fiecare organ. Le curăță, le purifică, le spală de reziduri, de orice urme, orice efecte, cap, ochi, gât, urechi, gură, nas, gâtul, spate, coloana vertebrală, sistem muscular, sistem osos, sistem venos, sistem limfatic, sistemul nervos, umeri, brațe, trahee, esofag, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, rinichi, trompe, ovare, uretrele de la rinichi, uterul, vezica urinară, colonul, picioare până jos în tălpi. Foarte bine. Fiecare celulă și organ se luminează, se curăță, se purifică și se pansează cu energie vindecătoare care ajută la echilibrare și la armonizare și la regenerare. Okay. Acum, dacă o vezi luminoasă și este pregătită, luminoasă, curată, vibrantă, număr de la 1 la 3 și merge să se unifice cu sinele ei cel mai înalt. 1, 2, 3.
Da, s-a întâlnit cu sinele. Este un sine de dimensiunea 8. Se întregesc, cheamă și mintea pe care o curăță, o purifică, o deprogramează și o integrează și pe aceasta. Foarte bine. Și acum număr de la 1 la 3 și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Suntem în sursă, aici își găsește matricea originală care o suprapune peste cea cu care experimentează și absolut totul se regenerează, se corectează și se aduce la forma originală și o integrează. Ok, la acum hai să facem declarația de suveranitate, declara aici și acum și pentru totdeauna. Că anulează și decrează orice a semnat, orice contract, promisiune, permisiune, făgăduință pe care a făcut-o cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, în orice loc, punct, de pe linia ei de experimentare, însemnând corp ceresc, spațiu dimensional, orice, univers. De asemenea, își cheamă, își șterge toate amprentele de pe oriunde a experimentat, își cheamă toate bucățile de suflet până la ultimul foton, le purifică aici și le integrează, cheamă și ADN-ul de pe oriunde ar fi, ar mai fi, îl purifică și îl integrează, retrage toată informația din orice bază de date, copii oglindiri, din codificări, din orice bibliotecă akașică, din orice calculator cuantic, din orice creator prin care a trecut. Da. Ce face cu linia experiențială? O arde. O arde. Bine, da. Dacă... Este din acest univers sau nu? Da, este din acest univers. Ce experiență a plăcut cel mai mult? Spune că este o planetă în Pleiade care se numește Maya. Și de acolo a venit aici. Nu i-a plăcut era? Cel mai mult acolo, în 5. Nu i-a plăcut acolo. Deci nu i-a plăcut cel mai mult acolo, dar de acolo a venit pe pământ, spune. A, vrea să ne spună, da? De ce a venit de acolo pe pământ? Ce să facă pe pământ? Spune că a venit pe pământ când pământul era încă în 5D. Prima dată spune că i-au venit cu conștiința, n-au venit în fizic și le-au plăcut pământul și pe urmă au fost aduși, spun că ei nu au navele lor, dar cunosc rase extraterestre care explorau universul și câțiva dintre ei au hotărât și decis să se alăture unei astfel echipe, da, care explorau și care se plimbau de prin univers și au fost în jur de 200 de sufletele de pe acea planetă care au venit cu alte rase. Cu alte... Ce rase erau cu navele? Pleiadieni, spune. Ah, pleiadieni. Pleiadienii... Dar care pleiadieni erau deja interferați, înțeleg. Nu chiar toți. Și, da, unii dintre ei, da. Și și-au ajuns pe pământ ca să facă experiența, da? Da. Bine. Iar ca să facă experiența, a făcut-o. Câte experiențe a făcut pe pământ? 704. Câte în univers? 8250. Bine, da?
Hai să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, îl activează. Să-și facă bula de materializare aici, în sursa primordială a creației, pe care o energizează, o concentrează și își pune proiectele care vrea să le realizeze. Poți să ți le pui, Corina, și acum și mai apoi, când vrei tu, oricând, ai un proiect nou, îl trimiți în această bulă și ai grijă să îl menții energetic, mental. Ne uităm și noi la bulele noastre. Bine. Acum număr de la 1 la 3 și venim aici acum. 1, 2, 3. Avem orice legătură cu oricine și orice. Orice am discutat, orice am auzit, vorbit, văzut, investigat. Să își ardă toate ritualurile religioase, botez, cununii, și care au fost făcute și care le-a făcut copiilor sau altora. De asemenea, să transmită informația tuturor sufletelor cu care a experimentat vreodată, pe care le-a cunoscut din această viață și din totdeauna. Da. Să facă acele sfere generaționale, două care le trimite pe legătura pe arborele genealogic din partea mamei, una din partea tatălui. Da. Și, si. Pe partea mamei merge până la generația 16, iar pe partea tatălui merge până generația 7. De asemenea, mai face două, care le trimite pe legătura cu fetele. Fetele, da. Da? Arde, se arde tot ce s-a transmis. Da, se dizolvă tot. În ADN. Nebenefic. Da. Bine, lasă-și curețe casa, ne curățăm și noi, să-și curețe mașina, afacerile. Da, dar cu bombe de lumină pură la locul de muncă, în afacerile ei, în casă, mașina, le curăță, le purifică, le tapetează, pereții, tavanul, podelele, le umple cu lumină pură care dizolvă toate energiile stagnante, blocate, egregori de gânduri, vorbe, emoții, se închid toate portalurile, se curăță de toate energiile clienților lor care intră în saloanele ei, se dizolvă toate acestea. Și mai face câte o bulă mare de lumină pură pentru fiecare casă și loc, locație a firmei ei în parte, care va proteja de toate energiile joase și de orice fel de entități. Foarte bine, Ela. Acestea fiind spuse, noi ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm sufletelul să alunece ușor în corpul ei fizic.